găsit. Suntem destul de rezervați în manifestări și mai degrabă ne conservăm energia decât să o pierdem în activități care ni se par inutile. Grijă mai mare la manifestarea autorității și la tendința de a dramatiza. Berbecii sunt destul de agitați astăzi și se pot simți mai triști și neînțeleși de partener. Pot manifesta nemulțumiri financiare sau pot fi deranjați de situații care, într-un mod sau altul, le îngrădesc dreptul de a se exprima liber. Taurii pot avea parte de certuri cu partenerul de viață, mai ales dacă din cauza unor responsabilități profesionale, nativii nu se pot preocupa de familie și casă. Trebuie să-și controleze ieșirile nervoase și la locul de muncă, mai ales în relația cu superiorii. Pentru gemeni, ziua poate fi copleșitoare și obositoare, cu multe sarcini și responsabilități cărora cu greu le fac față. Pot avea senzația că li se pun bețe în roate, că muncesc mai mult decât ceilalți și pot da naștere tensiunilor cu colegii. Racii nu vor avea șanse prea mari să ajungă la un acord cu partenerul de viață în privința timpului liber. Nativii vor dori să se distreze, să se dedice unor activități plăcute, însă se pot izbi de răceala și lipsa de chef a partenerului. În unele cazuri, situația financiară le îngrădește anumite bucurii. Leii au o stare de spirit oscilantă și pot jongla între entuziasm și lipsă de energie. De aceea, astăzi ar trebui să profite că este vineri și să se odihnească mai mult. Au nevoie de liniște, de regăsirea echilibrului interior și de preferat ar fi să nu se raporteze la parteneri, ci doar la ei înșiși. Fecioarele resimt și ele nevoia de odihnă și oricât de mult și-ar fi dorit să facă o plimbare, o vizită sau să se întâlnească cu cineva, cel mai probabil vor renunța la planuri. Niște negocieri nu ies așa cum și-ar fi dorit și este foarte probabil ca nici la locul de muncă ideile lor să nu fie luate în calcul. Balanțele pot fi mai agitate astăzi și cel mai probabil partenerul de viață le va indispune cu atitudinea sa conflictuală sau prea mohorâtă. De evitat speculațiile financiare, cheltuielile și câștigurile rapide. Scorpionii nu sunt deloc în apele lor și au senzația că orice ar face, nimic nu le este așa cum își doresc. Pot fi dezechilibrați din cauza unui context profesional care le dă planurile peste cap. Starea de sănătate nu este cea mai bună și se pot simți fără vlagă. Săgetătorii trec astăzi prin momente de interiorizare și pot fi mai agitați, încărcați de frământări și griji, de aceea nu este exclus să se retragă din tumultul cotidian pentru a petrece timp cu ei înșiși și cu gândurile lor. Capricornilor se pot da niște planuri peste cap din cauza unor lipsuri financiare sau din cauza unei sume de bani care a întârziat să le intre în conturi. Pe de altă parte, nu este exclus să fie dezamăgiți de niște prieteni sau de evoluția unui proiect. Vărsătorii pot fi forțați de un context profesional să iasă în față și să se afirme și de data aceasta vor trebui să se bazeze doar pe ei și nici de cum pe ceilalți. Atenție la atitudinea prea autoritară pe care o pot manifesta în cuplu sau în relațiile cu colaboratorii. Peștii pot fi nevoiți să stea peste program sau să se dedice unor activități urgente care nu mai pot fi amânate. Nu este exclus ca nivelul de stres să fie foarte mare și să-și reactiveze niște probleme de sănătate mai vechi. Atât pentru astăzi, dar ne revedem și mâine!